fost la Caruselul cu povești, copii foarte frumoși aici și tineri, bănuiesc că mulți dintre ei sunt voluntari. Ce personaj ești tu? Eu sunt Elsa, din Regatul Gheții. Elsa e iubită de copii, nu-i așa? Ce se întâmplă astăzi în cadrul atelierului vostru? Facem activități cu copii, desenăm, pictăm pietre, facem felicitări, diverse jocuri, picturi pe față. E prima dată când particip la o astfel de activitate? Nu, am mai făcut. Ați mai făcut, da? Cum sunt copiii? Sunt încântați, le place că facem jocuri, sunt fascinați de povești. Și sunt foarte frumoși, cu zâmbetul pe buze. Întotdeauna ne face bine să lucrăm cu tot ce înseamnă culoare și cu tot ce înseamnă poveste. Și alte personaje avem aici. Tu cine ești? Eu sunt Hook, de fapt sora lui Hook, din Jake și Pirații din Țara de Nicăieri. Dar nu sunt negativ, ci sunt pozitiv și noi luptăm pentru o cauză umanitară și vreau să vă amintesc să nu uitați că bătrânii noștri sunt foarte... Au nevoie de ajutor, nu? Au nevoie de ajutor și noi îi ajutăm gătindu-le săptămânal o masă caldă. Și ne e foarte milă de ei pentru că... Ce frumos! Bravo! Cine a avut această inițiativă? Tot grupul a contribuit cu câte o idee la proiectul nostru și le mulțumim foarte mult și... E prima dată când particip la o astfel de activitate? Sunt de mai mult în acest grup, dar... Cine vă coordonează? Ne coordonează doamna profesoară Liliana Bulgagiu, cu care îi mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru că ne dă atâtea idei și îi mulțumim din suflet. Toate și noi îi mulțumim și o felicităm. Ia să-i vedem și pe cei mici la lucru. Cum te cheamă? Bianca. Bianca, ce copil frumos ești tu! Ce ți-ai propus să faci astăzi la castel? O felicitare. O felicitare. Dacă ar fi să fii un personaj din poveste, cine ai vrea să fii? Elsa. Elsa. Unde era Elsa? Era aici, pe lângă noi, Elsa. Bună! Bună! Cum te numești? Filip. Filip, dar ce felicitare frumoasă faci tu acolo. Tu știi că Filip este un personaj din poveste? Era un prinț din frumoasa din pădurea adormită. Tu ce personaj ai vrea să fii? Te-ai gândit? Vrei să fii un prinț, un căpcăun? Un prinț. Un prinț, sigur, o să ai ocazia să mergi și cu calașca astăzi. Foarte frumoși sunteți toți, succes! Am văzut acolo niște personaje din poveste. O zi frumoasă tuturor și spor la lucru. Să vedem ce frumos e aici în poveste. L-am găsit și pe Clov, care e tot timpul dispus să ne bucure. Care e rolul tău astăzi? Astăzi am venit doar să distrez copiii și cu puțin ajutor din partea părinților vom strânge niște bani să ajutăm bătrânii. Deci iată că fondurile care se strâng astăzi vor merge în beneficiul celor mai în vârstă. Bună! Eu sunt Monica și sunt de la Roman 24 televiziune. Uită-te acolo la cameră și spune-mi cum te cheamă pe tine. Crina Maria Zolt. Da? Și dacă ar fi să fii un personaj din desene, cine vrei să fii? Mie îmi place să fiu... Cine vrei să fii? Albă ca zăpada sau cine? Elsa. Elsa. Toți copiii vor să fie Elsa. Ia uitați-vă la ei cât de frumoși sunt. Sunteți invitați să vă alăturați acestor personaje din poveste. În poveste visăm cu toții și putem să fim ce personaj ne dorim. Bună! Tu ești albă ca zăpada, nu? Da? Da. Spune-mi, îți place aici, la castel? Da. Da? Și prințul unde ți este? Nu l-ai găsit încă? Nu. Nu? Să te uiți cu atenție, poate-ți găsești astăzi prințul. Cine te-a pictat așa de frumos?
doamne, băieții care, de la pictură, care pictează copiii. Așa este. Dacă ai fi prințesă, ce ți-ar plăcea cel mai mult să faci? Care crezi că era așa plăcerea prințeselor? Plăcerea prințeselor era ca să stea pe tron. Să stea pe tron. Și ai găsit un tron astăzi aici? Da. Ai găsit tronul, ai găsit prințul, probabil se află și el prin zona. Vai, ce rochie frumoasă ai! De unde ai luat-o? Tata ne-a luat-o. Tatăl tău a luat-o. Bănuiesc că tatăl este și prințul tău, nu? Prințul inimii tale. Ce personaj ești? Bel. Bel, poți să faci o piruietă? Ia, faceți o piruietă să vă văd așa. Doamne, sunteți absolut minunate. Ceva și o reverență, ia să vă. Wow, chiar că sunt niște prințese adevărate și unele în devenire. Ce activități v-ați propus voi astăzi aici? Ce vă doriți să mai faceți? La atelier. La ateliere, ce atelier te încântă? Decolorat. Decolorat o să merge. Și tu albă ca zăpada? Și eu la fel la, cu... La fel la atelierul de desenat. De desenat. Vă urez o zi foarte frumoasă în continuare, pentru că într-adevăr este o atmosferă de vis. Bună! Bună! Cine ești tu? Eu sunt Ioana. Ioana, ce ți-ai propus să faci tu astăzi aici la castel? Eu astăzi mi-am propus să pictez și să mă pictez pe față și să merg la cursul de emoții. Wow! Cred că am văzut un atelier mai încolo, nu? Legat de emoții. Da, ți-ar fi plăcut să locuiești așa la castel și să fii o prințesă? Da. Da? Da. Ce prințesă ai vrea să fii? Nu știu, oricare. Oricare. Ce făceau prințesele? Care era activitatea lor de bază? Nu știu exact, dar... Îți plac rochiile de prințesă? Unele doar. Unele doar. Ai putea astăzi să încerci să te plimbi cu caleașca, nu? Da. Da? Îți mulțumesc și o zi superbă în continuare. Mulțumesc. Cu drag. Era fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa. Vai, ce frumos, foarte frumos. Nu știu dacă poți. Rămâi la lucrarea ta acolo, da? Poposim un pic și la atelierul de pictură pe ceramică, unde am întâlnit niște copii foarte talentați. Ia să vedem, cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Alexandra. Alexandra, ce mângeraș frumos pictezi tu acolo. Ce te-a făcut să alegi atelierul acesta de pictură pe ceramică? M-a făcut să aleg... Îți place mult să pictezi? Da, îmi place foarte mult. Și de ce un îngeraș? Pentru că asta mi-a părut mie cel mai frumos. Cel mai frumos și uite, cred că o să te protejeze, da? Wow, și David, ce ai pictat tu aici, David? E un avion? Tu ești pasionat de avioane, a ieșit absolut minunat. Du-te și mai pune niște culoare, David, da? O să stăm de vorbă și cu George. Bună, George! Bună! Cum ți se pare astăzi la castel aici? Bun, foarte bine. Îți place? Ce-ți place cel mai mult? Păi, să trag cu arcul. Să tragi cu arcul și ai încercat să faci asta? Da, să-mi primit diplomă. Dacă ar fi să fii un personaj din poveste, cine ai fi, George? Ce-ai vrea să fii? Râvlețul voinic. Am înțeles, să fii voinic și să tragi cu arcul. Ăsta este Mickey. E un personaj foarte vesel pe care tu ai ales să-l pictezi astăzi. Ați primit și diploma? Da. Ia să o arătăm acolo la cameră. Ce scrie, George? Este recunoscut ca cel mai bun țintaș. Wow, super! Acum așa am să te numesc, țintașul George. Să vedem ce fetiță drăguță avem aici. Cum te numești? Maria. Maria, ce ai ales tu să pictezi astăzi?
era și o fetiță. Wow, ai două lucrări. Ce o să faci cu ele, Maria? O să le pun acasă pe frigider. Atât folosim mapa. Pe frigider? Au magnet? Da. Da? Wow, super interesant. Și ce ți-a mai plăcut să faci astăzi la castel? Nu știu, aveam ajuns și am venit cu niște prieteni. Ah, super! Ți-ar plăcea să încerci, să probezi și o rochie de prințese? Nu știu, cred că da. Da? Dacă ar fi să fii un personaj, cine ai fi, Maria? O zână. O zână. Zâna care face magii, spor la treabă, la activități. Iată cât de benefică este această activitate pentru copii. Bună! Ai fost și inspirată să-ți iei pălăriuță astăzi, numai un pic. Maria, cum te cheamă? Mă cheamă Ilinca. Ilinca, tu ai o broască țestoasă acolo? Da. Wow, ce frumoasă e broscuța ta! Cum te simți astăzi la castel? Ca o prințesă? Da. Da? Da. Ce prințesă ai vrea să fii? Cenușăreasa. Wow, cenușăreasa care era foarte muncitoare și își ajuta celelalte surori, nu? Da. Da, o zi superbă și ție, Ilinca. Uitați că sunt și mai mici ca vârstă și mai mari. O fetiță aici foarte drăgălașă care o pictează pe Mini. Bună! Bună, ți-e foame? Da. Da, ți-e foame, nu? Ai înfometat până acum. Îți place la castel? Da. Da? Ce-ți place cel mai mult? Să pictezi. Să pictezi. Îi lăsăm pe copii să picteze. E un atelier la care, iată, creativitatea lor este pusă la lucru și se simt foarte bine în acest cadru. Le urăm succes tuturor copiilor. Pe fondul acesta muzical este foarte ușor să intri în lumea copilăriei, o lume plină de frumos, plină de iubire, de culoare, așa cum este și emisiunea noastră, Viața în Culori. Tu ce diplomă ai acolo, Ștefan? La săgeți. Wow, și tu ești cel mai bun țintaș? Da, am dat la 10 de două ori. Wow, super! E prima dată când ai tras? Da. Da? Aurora, ia să văd ce ai tu acolo, o vată pe băți, doamne! Ăsta este gustul copilăriei, să vedem cât de bună este, mă ajuți? Ia! E o vată pe băți autentică, vrei și tu, Mircea? Am să-ți cumpăr după, îți face cu ochiul, iată și prichindeii! Bună, ai venit la plimbare? Bună. Ești ca un mic prinț, iată cu bunica! Cum mică, cum mare au venit oamenii astăzi la castel, cum altfel? E un cadru mirific aici, întâlnim, iată, o altă prințesă. Tu trebuie să fii, cine ești? Elsa. Ești Elsa, doamne, toate fetițele sunt Elsa. Și de unde ai această rochie minunată? De unde sunt rochile? De unde? Acolo din castel? Da. Poți să faci o piruietă? Ia să te vedem. Wow, ești foarte frumoasă. Și o reverență? Știi cum se fac reverențele? Cum? Hai să te ajut, uite așa. Ia să te văd. Bravo, e o adevărată prințesă. Ți mulțumim mult. Și distracție plăcută astăzi la castel. Tu, Daria, ce faci astăzi la castel? Ce ți-ai propus? Să fac pictură. Să faci pictură? Ți-ar plăcea să mergi și la dans? Da. Da? Și poate o să probezi și o rochie? Da. Ce prințesă visezi tu să fii? Să fiu Rapunzel. Să fii Rapunzel. Wow, cu coada aceea lungă, împletită, nu? Da. Da. Frumoasă atmosferă. Și iată și calașca cu caii. Da, te simți ca într-o poveste. Astăzi cu toții avem ocazia să fim prinți, prințese, să intrăm așa în atmosfera aceasta de vis, în atmosfera de baz. Mâncăm și vată pe băț, să ne aducem aminte de copilărie.
Iată copiii cât sunt de frumoși, de veseli, să învățăm de la ei. Bună! Ești foarte frumoasă și emotivă în același timp, are o fustiță de prințesă. Bună! Frumoșică foc! De acolo din castel ies personajele noastre, pentru că așa e și firesc să se întâmple. Locuim cu toții în castel. Iată pe cine întâlnim noi. Bună ziua! Bună! Cine ești tu? Ana Maria Bogdana. Și Bogdana, astăzi ce prințesă ești? Niciuna. Cred că prințesa castelului. Da? Dar dacă ar fi să fii o prințesă, ce ai fi? Ce ai vrea să fii? Aș fi Aurora. Aurora! Splendidă, Aurora! Oh, și aici cred că avem un curajos. Ești Spider-Man? Da. O să te cațări așa pe pereții castelului? Nu vreau. Da? O zi frumoasă! Mulțumesc! O zi frumoasă să aveți! Iată, absolut minunați copii. Acolo avem dansă de societate, puteți să mergeți la atelierul de teatru. An de an o să se repete acest eveniment, o să devină o tradiție la castel și îi felicit pe organizatori pentru că e minunat să le dai ocazia copiilor să trăiască efectiv această lume de bazm, o lume de poveste. E un cadru feeric în care și noi, cei mari, ne putem simți și deveni pentru o zi din nou copii. Avem aici un atelier de emoții în care copiii vor învăța cum să se exprime, cum să empatizeze cu ceilalți, cum să recunoască emoțiile. Iată, toți sunt încântați de toate aceste activități. Bună! Bună, micuță! Wow, ce frumos! Te joci tu cu plastilină! Ce ți-ai propus să faci acolo? Ce vrei să faci? Arată foarte frumos lucrarea ta, e foarte frumoasă și noi ne-am jucat cu plastilina pentru că e o activitate care relaxează și care te face să te simți bine. Și bebelușii au venit astăzi aici, cu siguranță și ei se vor distra în această lume a poveștilor. Noi colorăm aici un roboțel. Bună, cum te numești? Cara. Wow, ce nume frumos ai. Și cum îți petrești tu ziua de astăzi? Fericire. Ești fericită? E prima dată când vii la castel? Da. Da? Dacă ar fi să fii o prințesă, ce prințesă ai fi? Belle. Belle, Belle din Frumoasa și Bestia, cred, nu? Da. Tu ești foarte frumoasă astăzi. Ai și o iconiță cu tine. Ți-ai procurat-o de aici, de la castel? Sau de la mănăstire? De la mănăstire. De la mănăstire. Succes în activități și chiar arăți ca o prințesă și cu siguranță te și comporți ca una. Uite și un băiețel care lucrează de zor. Bună! Bună! Cum te cheamă? Răzvan. Răzvan, ce realizezi tu acolo? Un roboțel? Da. Da? Ce ți-ai propus să faci astăzi la castel? Păi să fac un robot. Da? Ai cunoscut astăzi alții copii? Te-ai împrietenit cu ei? Nu. Nu? Încă mai ai timp, abia e începutul activităților. Dacă ar fi să fii un personaj din poveste, cine ai fi? Te-ai gândit? Nu te-ai gândit încă, sigur, un erou și un viteaz. Chiar... din Madagascar. Din pinguinii din Madagascar, iată, o să-și aleagă un personaj. O să mergem acum să vedem și alte ateliere. Iată, Aurora și-a terminat fata pe băț, a fost foarte rapidă. Aurora, a fost bună? Da, a fost. Da?
Nu e așa că e mai deosebită decât cele pe care le-ai mâncat până acum? O, da, este mult mai dulce și mult mai... Tu ce costum ai vrea să probezi astăzi? Ce prințesă sau ce personaj ai vrea să fii? Nu contează, chiar nu contează. Chiar dar... nu contează, doar să fie o rochiță de prințesă? Nu neapărat, doar să fie pufoasă sau ce mai trebuie să fie o rochiță. Pentru că așa arată rochițele de prințese, pufoase, nu? Și înfoiate. Normal așa arată. Wow, îți mulțumesc și... Vă mulțumesc și dumneavoastră, în speranța că ne-ați urmărit cu atenție și v-am putut oferi un mic crâmpei din ceea ce se petrece aici. Dacă ați ratat anul acesta, evenimentul acesta, sunteți invitați la anul să luați parte, să veniți aici în lumea poveștilor. Presimt că o să fie o zi absolut superbă și o să clădim amintiri care vor rămâne acolo vii în memoria celor mici. E bine să îi implicăm în tot soiul de activități, pentru că, iată, iau contact cu ceea ce înseamnă tradiție, ceea ce înseamnă joc, ceea ce înseamnă lumea pe care, iată, pot să o transforme în interiorul lor, o lume minunată de altfel. Fiți copii, nu trăiți îndrăzneți și lăsați din când în când copilul din dumneavoastră să iasă la lumină. Era fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viață am pornit și vise am împlinit așa. Ne-am dorit gânduri bune, câte am strâns și tot ce-am învățat. Copiii o să te iubire, ce-o putem ce-i bun. La castel astăzi putem să ne alegem și un mic suvenir. Sunt foarte frumoase, dintre cele mai deosebite. Bună, fetelor, și bine v-am găsit! Sunteți pentru prima dată aici, la castel? Da, am venit prima dată. Prima dată? Cum vi se pare atmosfera de astăzi? E foarte drăguț. Frumoasă! Vă simțiți așa ca în lumea poveștilor? Da. Da? Ce ofertă aveți astăzi pentru cei dornici să plece de aici cu un suvenir? Paula, nu știm, noi suntem voluntari și nu sunt ale noastre. Voi sunteți voluntari, ce frumos! Am înțeles că banii care se vor strânge astăzi vor merge pentru o cauză umanitară, nu? Pentru bătrâni? Cred că da, nu știm sigur, noi doar am... Ați venit să ajutați, da? Și să sprijiniți această inițiativă. Iată, avem și vederi cu Castelul Miclăușeni. Sau puteți să plecați acasă cu o ceașcă pentru cafeaua pe care să o serviți dis de dimineață și să vă ducă cu gândul la lumea aceasta de poveste. Sau, de ce nu, acele recipiente pentru zahăr, cafea, pentru ce o să doriți dumneavoastră să le folosiți. Aici avem suportul pentru căni, pahare, arată absolut minunat. Și iată că după această zi pe care o petrecem cu toții aici, putem pleca acasă și cu un suvenir care să ne readucă aminte de tot ceea ce am trăit noi astăzi aici. O zi frumoasă, fetelor, și felicitări pentru activitatea aceasta de voluntariat.
Da, e multă, multă verdeață, e multă, multă veselie aici, multe glasuri de copii, mulți părinți, bunici, care, iată, pentru câteva clipe au venit alături de copii să intre în lumea aceasta de basmă. Vă pup pe toți să fiți copii, să râdeți, să vă manifestați liber și să trăiți viața la adevărata ei intensitate.